Ministrul de Interne, Carmen Dan, și prefectul capitalei, Speranța Cliseru, s-au pronunțat astăzi pentru modificarea legislației în ceea ce privește adunările publice. Ministrul de Interne a răspuns astăzi întrebărilor senatorilor din Comisia de Apărare despre incidentele de la mitingul diasporei din 10 august. Carmen Dan a vorbit de nevoia unor noi prevederi legale care să combată incitările la ură și violență de pe rețelele de socializare. Evident că legislația actuală nu acoperă toate aceste nevoi și eu cred că este absolut necesar să facem o evaluare în așa fel încât să acoperim cadrul juridic pentru a putea fi pregătiți să luăm măsuri serioase împotriva tuturor aspectelor pe care dumneavoastră le-ați enunțat. În cadrul comisiei, prefectul capitalei a cerut parlamentarilor să modifice actuala lege privind adunările publice. V-aș ruga să aduceți la zi, să actualizați legea adunărilor publice, pentru că ea este din 1991, a fost o lege făcută în grabă pentru a arăta probabil și a crea un cadru legal cetățenilor să se manifeste după atâția ani de opresiune, că am trăit și eu în acea perioadă foarte mult timp și nu mai corespunde cu ceea ce se întâmplă astăzi. Speranța Cliseru a mai afirmat că în legislația actuală o simplă notificare adresată primarului ține practic loc de aprobare, ceea ce nu este în regulă.